stație, la Lizeanu ședeam și citeam ziarul, când văzui trecând o blondă ca după ultima modă. Era într-o scurtă din piele și se tot plimba alene, tot trecea prin fața mea de parcă mă provoca. Mă dădui lângă blondă și intrai cu ea în vorbă: domnișoară, domnișoară, ce program aveți de seară? Mă dădui pe lângă blondă și intrai cu ea în vorbă: domnișoară, domnișoară, ce program aveți de seară? Domnule, nu vă cunosc, îmi spuse ea supărată, și nu cred că are rost ca să ne întâlnim vreodată. Și când blonda îmi vorbea, i-am și aruncat o poantă: dacă sunteți ocupată, să ne întâlnim altă dată. A început că nu se poate și că am mers prea departe. Ea zicea că scapă trenul, eu simțeam că-i slab terenul. A început că nu se poate și că am mers prea departe. Ea zicea că scapă trenul, eu simțeam că-i slab terenul. Domnișoară, eu constat că aș fi singurul bărbat ce-ar putea în această clipă să te facă fericită. Sunteți o tipă cochetă și nu purtați verighetă, deci nu sunt de condamnat dacă v-am asediat. A început că nu se poate și că am mers prea departe. Ea zicea că scapă trenul, eu simțeam că-i slab terenul. A început că nu se poate și că am mers prea departe. Ea zicea că scapă trenul, eu simțeam că-i slab terenul. Domnule, eu sunt studentă, chiar de parcă-m indecentă. Pare un om superior, dar nu mă cucerești ușor. Sunt o blondă purisită și nu mă las păcălită. Chiar te-am observat și eu cum tânge la trupul meu. A început că nu se poate și că am mers prea departe. Dar când te-am jurat iubire, au oftat și-a mers cu mine. Domnișoară, domnișoară, lasă trenul astă seară, îl așteaptă impecatul, mâine seară vine altul. Mulțumim din suflet! Pro FM, Open Radio.